Bună ziua tuturor! Aș vrea pentru o secundă să vă la aceste semne ca la un fel de alfabet strămeț folosit de oamenii de demult înainte de a apărea scrisul. Cu ajutorul semnelor, ei reprezentau idei, nu cuvinte. Inspirat eu, am fost meciurile echipei naționale de rugby a României de la Cupa Mondială. Pentru că am fost și acolo în tribună, alături de ei am strigat, am spirat, am leșinat toate cele, am trecut din toate emoțiile. Am ascultat discuțiile cu suporte din toate paburile de lângă și mi-am pregătit temele în felul următor. Când auzi vorbindu-se despre echipa națională de rugby a României, primul cuvânt care vine pe buzele tuturor este grămada și puterea grămizii sale. Atunci este firesc că eu am căutat un semn strămoșesc, românesc, care să reușească să exprime această idee. Idee de putere la superlativ, la genul masculin, energie, forță și iată tricourile galbene. El înfățișează coarnele verdecului în momentul în care se pregătesc să se lovească pentru a-și dovedi supremația. Simbolizată cu roșu, observați ninja. Deci aceasta este grămada României, arma cea mai puternică. Pe spatele acestor tricoluri am folosit un fragment de coloană pentru susținere, pentru verticalitate, pentru demnitate, iar între coloană și coarnele perpetului, pe laterale, se găsesc sori. Coincidență sau nu, această înșiruire de simboluri se găsește pe cămășile din inima Transilvaniei.